Salutare, oameni buni! Am decis astăzi să fac un filmuleț mai puțin obișnuit pentru tipul de filmulețe pe care îl fac eu și pe care îl postez pe canalul meu de YouTube. Este un filmuleț pe care îl fac urmarea unui fenomen pe care îl observ pe YouTube, mai ales în ultimele 6 luni, din ce în ce mai des. Așadar, foarte pe scurt, sunt în mașină, mă duc la curte pentru a-mi hrăni animalele așa cum fac în fiecare zi. Nu despre asta e vorba, nu, vlogul nu e pentru a vă arăta mașina mea, că nu e cine știe ce, nici pentru a vă arăta abilitățile mele de șofer, că nu sunt Titi Aur, sunt un șofer obișnuit ca oricare altul. Tema filmului e cu totul și cu totul alt. Ca să intrăm în subiect și să nu plictisim cei câțiva abonați pe care i-are canalul meu și cărora le mulțumesc încă o dată, pentru că sunt acolo de fiecare dată când postez. Despre ce e vorba? Văd și repet, lucrul ăsta l-am observat mai de mult, dar în ultimele 6 luni parcă s-a acutizat așa, odată cu terminarea perioadei de pandemie, cu anumite scumpiri care au intervenit pe piață, în general la materiale de construcții, spun unii, dar nu numai, și așa mai departe. Și anume cerșetoria pe YouTube, fraților. Deci e un adevărat fenomen acesta al cerșetoriei pe YouTube, care pe mine efectiv mă disperă. Am fost abonat pe... Sunt abonat pe mai multe canale, evident, ca oricare dintre voi, dar am fost abonat la vreo câțiva vloggeri care mi erau chiar simpatici, unii dintre ei, și urmăream așa cu drag. Unii mi se păreau amuzanți, alții erau chiar interesanți și aveam ce învăța de la ei și așa mai departe. Dar efectiv m-am dezabonat pentru că pur și simplu nu mai suport să-i văd cerșind. Unii sunt vloggeri care echipurile trăiesc în sălbăticie, mă rog, și despre asta e o întreagă poveste, o să fac un alt film. Nu trăiește nimeni în sălbăticie, să ne înțelegem. Aia care spun că trăiesc în sălbăticie au dotări mai multe decât aveți voi acasă. Panouri fotovoltaice, unelte și scule de ultimă generație, echipamente de la mari firme producătoare de echipamente, primesc mâncarea în pachetele acasă și așa mai departe. Deci n-au nicio legătură cu traiul în sălbăticie sau cu traiul ăsta greu pe care îl duc oamenii de la țară, oamenii cu venituri materiale foarte mici. Nu, sunt niște unii care n-au chef de muncă, s-au dus echipurile în sălbăticie pentru că e la moda acum să fie așa off-grid, in the wild, care mai sunt? Bushcraft și alte rahaturi din astea, da? Americanisme pe care le-am importat și, ce să spun, le dăm pe piață România consumatorului corporatist care se visează și el haiduc. Dacă el n-a fost în viața lui la o odaie la țară sau n-a tras o brazdă cu coasta să vadă ce înseamnă viața la țară. Dar trecem peste acest mic detaliu. Eu de când fuge și telefonul, nu e de acord cu mine. Șoselele de România, ce să facem, astea din Ilfov și gropile aferente. Mai puțin despre ăștia vreau să vorbesc mai mult despre crescătorii de animale, pasionații de animale, care aveau vloguri pe care eu le urmăream și de la care m-am dezabonat. Repet, unii erau băieți pe care îi urmăream cu mare drag, alții erau așa simpatici, unii erau chiar amuzanți, de unii mă amuzam eu, vedeam ce prostii spun, dar cu toate astea erau simpatici și urmăream. Bă, fraților, ce înseamnă cerșetoria asta? Ce generează cerșetoria asta? Deci nu mai pot cu ăștia care cerșesc efectiv. Donați-mi și mie niște bani. Și cum poți, om matur, deci un bărbat matur, sănătos, în deplinătatea facultăților mentale, care are un vlog în care își prezintă pasiunea, pentru că aici fac o paranteză, hai să ne înțelegem. Creșterea animalelor se face în două moduri. Intensiv sau extensiv. Ce înseamnă asta? Intensiv este o afacere, adică fermă. Vrei să trăiești în creșterea animalelor?
crește animale de producție în sistem intensiv, adică fermă de producție. Fermă de vaci pentru producție de lapte, fermă de vaci pentru producție de carne, fermă de găini pentru producție de ouă, fermă de pui pentru producție de carne și așa mai departe, da? Deci asta este agricultura intensivă. Faci intensiv, este afacere. Acolo e ca la carte, nu te joci. Ai un program de creștere, ai un program de întreținere, ai un program de exploatare, lucrezi cu medici veterinari. Nu, acolo nu e matematică pură, e industrie. Nu e plăcere, nu e hobby, nu e nimic. Este afacere pură. Agricultura extensivă în sistem gospodăresc e ceea ce facem noi majoritatea. Adică ai acasă 10 găini, 3 rațe, 2 câini, 7 iepuri, 10 porumbei și... Mă rog, îți faci așa, pasiune. Și mai există creșterea animalelor exclusiv ca și pasiune. Eu fac parte din această a treia categorie și mulți dintre voi, cei care mă urmăresc și numai, faceți parte din categoria asta. Adică, bă, oameni care au un serviciu, Doamne ajută, mai bun sau mai rău fiecare după cum s-a descurcat, deci au o sursă de venit stabilă și care sunt mari iubitori de animale. În general, de animale de rasă, dar nu numai, că eu n-am numai animale de rasă, eu am și animale comune. Și care practică acest hobby al creșterii animalelor. E un hobby foarte frumos, răspândit de întreaga lume. Tot ce înseamnă agricultură extensivă și creșterea animalelor ca și hobby, e o activitate care nu produce bani. Dacă ajungi să vinzi suficiente animale sau produsele animale, astfel încât să obții niște bani pe care să-i folosești pentru a cumpăra sau pentru a produce furajul lor necesar și celelalte produse auxiliare, deparazitante interne, externe, vaccinări, tratamente dacă e cazul, tratamente profilactice sau tratamente pentru a combate anumite boli. Deja ești la un nivel, înseamnă că ești un foarte bun contabil, chiar aproape un mic afacerist, așa, dacă ajungi să produci suficienți bani încât să-ți acoperi cheltuielile cu întreținerea. Unul ca mine nu-și va acoperi niciodată cheltuielile, să ne înțelegem. Eu nu pun pe hârtie niciodată cât cheltuiesc lunar cu animalele pe care le am. Și acum am puține, pentru că dacă mă raportez la perioada de vârf, atunci când aveam în curte 300 de palmipede, oameni buni, 300 de palmipede de rasă. În paranteză fie spus că nu prea ați văzut la UDE pe canalul meu, eu în expoziția națională de la București am expus în anul 2017, lucru care se poate verifica foarte ușor, 80 de palmipede singur. 80 rațe și gâște. Da? În momentul respectiv aveam acasă un efectiv de 300 de palmipede rațe și gâște, specii domestice și exotice, rase diversificate. Plus, deci numai palmipede. Păsări de curte, pardon, nu doar palmipede, aveam și ceva găini. Plus vreo 200 de porumbei și așa mai departe. Da? Deci eu niciodată n-am produs bani de pe urma lor. Am întotdeauna consumat o grămadă de bani pentru a-mi întreține acest hobby. Să ne gândim. Vă dau un exemplu simplu, o gâscă tula costă între 250 și 350 de euro. Da? O gâscă tula îți face 7-10 ouă, din care dacă ai mare loc îți ies 4-5-6 boboci. Nu, spun mult, 4-5 boboci. Da? Nu găsești decât foarte greu în România oameni care să-ți dea 500 de euro pe pereche de gâște tula. Prin urmare, tu când ai dat, tu, ca pasionat, un nebun ca mine, când ai 500 de euro pe o pereche de gâște tula, tu ești sigur că nu-ți vei recupera niciodată banii aia, să ne înțelegem. Niciodată. Îi dai pentru că asta este. Unii sunt alcoolici, alții se droghează, unii joacă la păcănele și multe alte vicii. Noi avem această pasiune care ne consumă foarte mult timp, foarte mulți bani și care uneori ne poate aduce și probleme. Că asta este. Te mai ceri cu nevasta pentru că se supără pe tine, că petreci foarte mult timp pe acolo, tu încerci să o împaci și așa mai departe. Știți cu toții. Ăștia care sunteți mai în vârstă sau nu doar, ăștia care nu sunteți copii, să zic așa, sau adolescenți, cei care sunteți căsătoriți, știți foarte bine despre ce vorbesc. Deci, revin. Bă, cum să fii bărbat adult cu un serviciu stabil, deci cu o sursă de venit stabilă, și să vii pe YouTube și să cerșești? Bă, niște texte din astea, când îi ascult, mă pufnește și râsul, e un fel de râsul plânsul, așa, cum e, bă, să vii să spui, vă rog să mă ajutați și pe mine cu niște bani? Că s-au scumpit toate. Vreau să fac un coteț și am nevoie de bani pentru scândură. Într-adevăr, metru cub de scândură era 800 de lei. Acum s-a făcut 1600 de lei, că am vrut și eu să fac o magazie și mă duceau materiale de construcție undeva la vreo 120 de milioane. Ce vroiam eu să fac acolo, da?
Asta este, fraților. Dacă ai, faci, dacă nu ai, nu faci, mai aștepți, mai întârzie construcția. Bă, dar cum să cerșești? Adică nu mai pot cu ăștia, repet, m-am dezabonat de la canal, de la canalul lor. Sigur că nu te obligă nimeni să dai, adică o să vină unul acum și o să spună: "Păi ce, bă, te-am obligat eu să dai? Eu doar am cerut. Tu dacă vrei, dai, dacă nu vrei, nu dai." Dar nu mai pot cu PayPal-ul ăsta, cu stai că mai sunt vreo cu Patreon ăla sau cum aiba se numește. Își pune ei acolo, dați bani, dați bani. Sunt ăștia care au, așa aș putea să vorbesc despre mulți, sunt ăștia care călătoresc și că ei sunt călători prin lume. Își fac vacanțele pe banii voștri, adică voi donați pentru că ăla să vadă lumea, să vă filmeze și voi stând acasă să, cu ochii minții cumva, să călătoriți și voi cu el. Sau ăia care v-am zis, și că stau în sălbăticie, dar ei au confort mai mult decât aveți voi în apartament. Toată ziua freacă duda, cioplesc un scăunel sau se plimbă prin pădure și voi munciți 12 ore pe zi la multinațională sau la sau în vreo instituție publică, da? Pentru a câștiga bani și donația lui. Bă, asemenea prostie, eu nu știu, am impresia că cu cât înaintăm mai mult ca și omenire, în evoluția asta noastră, să-i spunem evoluție, dar e involuție de fapt, cu atât ne prostim mai mult ca oameni. Dar lăsând de la o parte pe ăștia, că ăștia, să zic că vor face obiectul unui alt vlog, mă rezum la crescătorii de animale. Cum, bă, frate, repet, cum să-i donezi tu unuia care zice că nu mai are bani, auzi? Eu vreau să mă susține și pe mine în hobby-ul meu, vreau să mă dezvolt, vreau să-mi fac niște adăposturi. Bă, frate, eu niciun an nu am adăposturi model. Și eu vreau, am multe de făcut, trebuie să dărâm, să reconstruiesc, să nu știu ce, așa faci mereu când ești la curte, că ai făcut ceva, nu-ți mai convine, vrei ceva mai mare, da? Animale, când am vrut ceva, mi-am cumpărat, dar nu am cumpărat pe loc, adică gâștetul la vroiam încă de acum 10 ani, dar ce să vezi, nu erau în Europa, după care au apărut în Europa, erau foarte scumpe, după care a început să mai scadă prețul, după care am găsit pe cineva care să mă ajute să le iau, după care m-am dus după ele și am condus 24 de ore continuu și am dat o grămadă de bani numai pe drum, nu mai vorbesc de cât am dat pe ele, pe primele pe care le-am adus în România, asta ca să dau un exemplu personal. Deci când vrei ceva, dacă ești copil, te rogi la de părinți să te ajute, să procuri, să te ajute, să-ți cumpere, da? Ce să mai? Și foarte probabil că nu-ți vor cumpăra, pentru că și eu am fost copil și vroiam eu cai vers pe pereți, dar mama spunea nu se poate și gata. Iar când ești adult, frate, muncești, te chinui, tragi tare, îți propui, bă, vreau să-mi cumpăr pe elefant. Gata, frate, pentru ce am nevoie? Păi costă 50.000 de euro elefantul și mai costă nu știu cât actele. Bă, nu știu, mă duc, îmi iau jobul numărul 2, nu știu ce fac. Fac rost de 60.000 de euro, mă duc și îmi cumpăr elefantul și am elefant, că așa vreau eu, da? Păi, dar cum să vii pe YouTube să spui, știți, am și eu un vlog, mă cunoașteți, vă iubesc, sunteți abonații mei și ajutați-mi și mie, dați-mi și mie cât un euro, câte 5, câte 10, cât vă lasă inima, că vreau să-mi cumpăr elefant și dacă vreți să mă mai vedeți în continuare, ajutați-mă să-mi iau elefantul. Bă, e incredibil așa ceva, deci, repet, cum să faci chestia asta, ca te faci de rușine ca bărbat? Deci atenție, nu mă refer la copii. Pot să înțeleg copiii care spun, domnule, știi, uite, părinții nu-mi înțeleg pasiunea, nu mă ajută cu bani și aș vrea și eu să cresc. Eu am făcut donații, nu e o laudă, chiar am făcut donații copiilor de multe ori și în expoziții. Am dat, poți să, din expoziții le-am scos din boxă și le-am dat unor copii, donații. Dar anumitor copii, nu tuturor copiilor, adică un copii care merită, da? Sau tineri, nu neapărat copii, tineri care nu aveau un venit stabil, care știam eu că n-au, dar oameni deosebiți, care merită animale. Bă, da, ca adult, deci ca bărbat adult, da, cu servici, cu familie, cu un om din clasa mijlocie, să zicem, în societate, să vii și să spui că tu vrei donație pentru a-ți satisface hobby-ul, mi se pare noaptea minții. Dar nu ei sunt, ei sunt deștepți, proștii sunt aia care donează. Eu n-aș dona nici 50 de bani. Bă, deci 50 de bani, eu n-aș dona 50 de bani pentru unul din ăsta. Bă, frate, și că vreau să mă dezvolt. Păi și cine te oprește? Dezvoltă-te, frate, cât vrei. Dezvoltă-te. Crește 100 de rase, vezi cum este să ai curtea plină, să muncești, să... Eu am un prieten care mi-a spus, bă, Cosmin, dacă tu n-ai fi crescut câinii ăștia, ciobănești corpi, și cu banii pe care îi dai pe ei, pe banii pe care îi dai pe ei, i-ai fi strâns, i-ai fi cumpărat un tir în prima fază, după care ți deschideai o firmă de transport și câștigai o grămadă de bani. Și a râs la momentul la care mi-a zis el lucrul ăsta, pentru că și el este mare iubitor de ciobănești românești. Da? Adică eu unuia din ăsta, un cerșetor din ăsta, aș putea să-i spun, băi, vină la mine să spun pe hârtie să vezi
cât cheltuie eu lunar cu hrana ciobănești românești cu orbi, lunar, și câți pui scot eu pe an. De fapt, nu pe an, că eu am uneori cuibul și la 2 ani odată. Și câți pui vând? Zero. Eu am avut pui de ciobănești corbi pe care i-am dat cadou. Sau pe care i-am dat pe o sumă modică, 100 de euro sau știu eu. Dar foarte rar, foarte, foarte rar. Și să-i arăt unuia din ăsta, un cerșetor din ăsta, ce produse folosesc pentru deparestare internă, externă. Adică, băi, dacă ai o pasiune și dacă e cu adevărat o pasiune, atenție, dacă chiar este pasiunea ta, faci de sacrificii, frate, și te întinzi cât îți este plapuma, mai mult sau mai puțin. Și eu aș vrea să am, nu câți corbi am acum, ciobănești corbi, aș vrea să am 20. Aș vrea să concurez cu familia Medianu, care are vreo 60 de corbi, da? Bă, dar nu se poate. Nu am timpul necesar, nu am spațiu necesar și nu am posibilitățile materiale necesare ca să-mi satisfac această nebunie. Plus de asta, am familie, frate, adică nu poți să te întinzi. Pasiunea are și ea niște limite. Sigur, pasiunea nu are limite în general, dar totuși te raportezi și la ea de lângă tine, nu? Prin urmare, mă limitez la câți am și încerc să-mi oferesc la condiții cât mai bune. Dar cum ar fi să postez un film în care să spun, ia uita ce căței frumoși am eu, sau ia uita ce gâște frumoase am eu și dacă vreți să le mai vedeți în continuare, vreau să le fac un coteț frumos, vreau să le cumpăr mâncare mai bună, aștept să-mi donați niște bani. Bă, în primul rând mi-ar fi rușine de mine să mă uit în oglindă. Deci de mine mi-ar fi rușine, nu de voi, de mine. Cum să cer bani pentru chestiunile astea? Înțeleg campanii umanitare pentru oameni bolnavi. Doamne ferește, ferească Dumnezeu pe toată lumea de boală. Deci o familie care are venituri mici și care, sau poate și are venituri medii, dar care are un copil cu probleme de sănătate și nu mai face față. Înțeleg perfect o campanie de strângere de fonduri pentru a ajuta acel copil, pentru a ajuta acea familie. Da? Înțeleg inclusiv dacă ai un animal, nu știu, ai un cal, are niște probleme de sănătate, bă, nu vrei să-l pierzi. Dom'le, am nevoie de, uite, nu știu, am nevoie de 100 de milioane ca să-l operez și nu am bani ăștia acum. Dacă mă poate ajuta cineva, înțeleg și lucrul ăsta. Bă, dacă de fiecare câte 50 de lei, 30 de lei, să strâng 100 de milioane și face la calul bine. Dar repet, pentru o chestiune de genul ăsta extrem de importantă, nu că vrea unul să-și cumpere 3 găini, el având încă 100 și nu are un coteț pentru ele și vrea să le cumpere hrană mai bună și... Bă, ce înseamnă asta, fraților? Am înnebunit cu totul. Deci cerșetoria asta, încă un fenomen care se întâmplă acum, e din ce în ce mai prezent pe YouTube. Sunt unii care mai nou s-au transformat în salvatori de animale. S-au prins ei așa, s-au uitat pe afară, știi, au văzut ei în partea asta vestică a Europei că chestiunea asta cu salvatul animalelor prinde foarte bine. Sunt foarte mulți oameni miloși în vest și cu dare de mână, cu bani mulți, care sunt dispuși să ajute cu donații substanțiale pe cei care salvează animale. Cum România e plină de câini maidanezi, ce s-au gândit? Bă, frate, ce mai mult? Hai să ne apucăm să salvăm câini maidanezi. Și după aceea încep. Știți că am salvat 10 câini, dar avem nevoie pentru ei de ajutor. Dacă le donez hrană, accept-o prea, după aceea spun, știți, da, dar am avea nevoie și de niște bănuți, pentru că trebuie să le facem padocuri, trebuie să le facem deparazitări, trebuie să le facem, adică avem nevoie de bani cash. De fapt, despre ce e vorba? Băieții nu prea mai au chef de muncă. Munca e grea, trebuie să te trezești dimineața, să mergi la serviciu, să-ți faci programul, să lucrezi acolo, să freci buha, să vii acasă, după care acasă trebuie să te apuci de, că uite, am terminat și eu programul de lucru, merg la programul de lucru numărul 2, da? Dar este pasiunea mea. E pasiunea mea, iubesc activitatea asta, mă deconectează, mă scoate din stresul cotidian, da? Generat de locul de muncă, pe care îl are toată lumea, mai ales dacă ai un loc de muncă care implică responsabilitate, care implică concentrare maximă, da? Te duci frumos acasă, te apuci, hrănești animalele, adapt, faci niște tratamente, faci niște deparazitări, faci niște monte, bă, ai niște cuiburi, sunt fătați niște pui. E o activitate care te deconectează, foarte frumoasă. Și asta ar trebui să fie făcută atât cât poți și cât îți permit veniturile. Cum să te apuci? Repet, erau oameni pe care îi urmăream chiar cu drag. Și efectiv m-am dezabonat de la canalul lor pentru că nu i-am mai suportat văzându-i cum cerșesc. Păi și am niște texte din astea, te dori mintea. Vreau să-mi fac un coteț. Dar cine nu te lasă, prietene? Fă un saivan, nu un coteț.
Păi da, dar știți că s-au scumpit materialele de construcții. Da, știm că toți mergem la magazin ca să cumpărăm cherestea, să cumpărăm țeavă rectangulară, să cumpărăm ciment, să cumpărăm nisip, să cumpărăm tablă. Toți facem lucrul ăsta și constatăm acolo că prețurile s-au dublat. Ce să facem? Ghinion. Fie nu mai facem deloc, fie amânăm, fie facem, dar nu mai facem la aceeași mărime la care vroiam să facem, adică nu mai facem o magazie, nu știu, dau un exemplu, de 6x4. Facem una de 3x2, că asta este. Nu ne mai permitem cât ne permiteam înainte. Deci lucrurile trebuie să fie cumva, fraților, rezolvate, fiecare după posibilități. Să vii și eu așa o numesc, cerșetorie. Să mă ierte ăștia care se vor simți ofuscați, dar sau vizați, dar eu așa o numesc, cerșetorie. Și nu sunt de vină ăia care cer, sunt de vină ăia care, adică de vină. Nu, sunt fraieri, nu de vină, sunt fraieri că ăia care dau sunt cei mai mulți sau majoritatea, toți ce să mai, sunt oameni de bună credință. Dar sunt fraieri că dau. Repet, eu n-aș da nici 50 de bani, nu euro sau 100 de lei, 50 de bani nu i-aș da unuia ca asta. Bă, frate, ai o problemă, ți s-a mălăvit copilul? Da. Altfel, pentru ce? Ca să-ți întreții tu pasiunea? Hobby? Hobby este o activitate pe care o faci pentru a te relaxa. E o activitate care îți face plăcere. Da? Îți satisfaci această pasiune? Practici pasiunea în limitele tale. Nu mai mult. Dacă ești capabil să o practici bine, dacă nu ești capabil, fie renunți, fie te restrângi. În opinia mea. Deci pur și simplu nu poți să-i înțeleg pe ăștia. Cum să ceri? Cum să cerșești? Repet, nu copii, că dacă ar fi copii și au un copil de 10 ani, spune, domnule, vreau și eu să mă ajutați cu niște bănuți ca să cumpăr o pereche de porumbei, nu știu, hai să dau un exemplu de porumbei mai scumpi. Ce să zic, nu știu, capucini. Dau un exemplu, aiurea. Dacă vreau să-mi cumpăr niște porumbei capucini, da? Ceva mai scump și nu-mi permit. Aproape că aș fi de acord să-i donez copilul respectiv. Aproape, nici și acolo am rezerve. Că dacă îi spui că vrei să-i donezi niște porumbei, te întreabă dacă sunt de rasă. El nu știe că trebuie să înceapă de jos ca să ajungă sus. El vrea să ajungă direct sus. Da? Nu știe că pentru a ajunge campion național, spre exemplu, trebuie să muncești. Nu poți să bați din palme sau să trozești din deși și să apară titlul de campion național. Dau un exemplu. Bă, dacă tu ești, repet, adult, bărbat undeva la ăștia de la care m-am dezabonat, eu sunt între 30 ceva și 40 ceva de ani. Deci bărbat adult și ceri bani. Pentru ce? Pentru a-ți practica hobby-ul. Cumva e și un fel de... Cumva e o cerșetorie din asta șantajistă. Adică, băi, abonaților care mă urmăriți frecvent, dacă vreți să mă mai vedeți, trebuie să contribuiți cu niște bani. Bă, copii, lăsați un aibit de treabă că vă faceți de rușine. Vă faceți de rușine. Urmăream un abonat din Olanda, dacă nu mă înșel, care mi-era foarte drag și de la care chiar am învățat câteva lucruri. Și eu pe el am învățat niște lucruri. Și la un moment dat am vrut să mă dezabonez pentru că luase aceeași traiectorie cu cerșetoria asta. Și chiar când eram pe punctul să mă dezabonez, a venit cu un film în care a spus, domnule, gata, stop de aici înainte, voi posta mult mai rar, vom posta zilnic aproape, voi posta mult mai rar pentru că mi-am dat seama că din YouTube nu pot să trăiești, n-am cum să-mi întrețin nici familia și nici hobby-ul și atunci mi-am luat un... Omul n-avea serviciu, vroia să trăiască doar din YouTube. Mi-am luat un serviciu, am un loc de muncă și de acum nu o să mai am atât timp la dispoziție. Primare, vă mulțumesc și vă aștept în urmă să mă urmăriți. Și nu m-am dezabonat pentru că a început din nou să-mi placă așa cum mi-a plăcut la început când l-am găsit. Când i-am găsit canalul. Adică cu totul și cu tot altceva. Omul s-a dus la muncă, frate, despre asta e vorba. Puneți bă mâna pe muncă. Mergeți bă la muncă, munciți, câștigați bani și practicați hobby-ul atât cât vă permiteți. Atât cât vă permiteți, repet, și eu îmi doresc foarte mult doi cai semigrei, foarte mult, da? Doi semigrei românești. De ce nu i-am? Pentru că momentan, Doamne ajută, sper că pe viitor să iau, pentru că momentan nu am timpul necesar, spațiu necesar și peste toate posibilității materiale necesare pentru a îngriji, așa cum se cuvine, doi cai semigrei românesc. Despre asta e vorba. Nu poți să vii și să spui, ajutați-mă cu niște bani că vreau să fac un graj, apoi vreau să-mi cumpăr doi cai,
nu știu, vreau să mă duc la Herghelia Fitero și să-mi cumpăr doi caise migrei, da? Și apoi ajutați-mă în continuare cu bani ca să-i întrețin. Pentru că știți că pentru a întreține un cal ai nevoie de foarte mulți bani zilnic. Ai nevoie de banii pentru fând, de banii pentru grăunțe, de banii pentru tratamente, de praistări și așa mai departe. Nu, frate. Nu-mi permit? Nu am. Simplu. Când îmi voi permite, dacă îmi voi permite, voi avea. Iarăși la fel de simplu. Să ne auzim sănătoși!